Ping. Salut. 09 februarie 2012. Am spus eu mai de mult că am caracter de vulcan noroiesc, mai bufunesc. Asta într-un fel e continuare la semnarea cu ofițerul român. Mă uitam acolo, cineva încerea să renunț la prejudecățile de castă. Chiar dacă aparțin unei caste? Dau un exemplu. Un exemplu drag. În blosfera portocalie. Băsescu. Este ofițer de cursă lungă. Face parte din casta ofițerilor de cursă lungă. Asta e. Și nu te poți lua de el pe criteriu că și tu ai buslit 3 sezoane în Cismigiu barca. Ai condus o barcă. Că înseamnă că ai ceva la scufiță. În cazul meu, școala asta care am vorbit eu, care m-a băgat în casa asta, era o școală cu circuit închis. Orice giumpalac ajungea acolo. O selecție extrem de dură. Un concurs de admitere groaznic. Iar la, mă refer la perioada 63-67. A fost unic un învățământ de studii superioare care un an dura 11 luni. Un an de învățământ. 11 luni, 8 ore zilnic, mai puțin duminica. Iar sesiunile, 10-15 obiecte, materii, la toate scrisoral. A fost greu. Ieșise la un moment dat scandal acolo că s-a aflat că noi, acești 4 ani de școală, erau considerați ani de pensie. Și unii care gândeau tot la nivelul la care se gândește și acum, păi bine, domne, și eu am făcut o facultate și nu mă consideram de pensie. Desibirea care era? Cei care au făcut o facultate normală într-un an calendaristic, câte luni de studiu sunt și de cursuri și câte ore cu totul? Și comparați prin ce am trecut eu. Am avut colegi care au murit din cauza și din timpul serviciului. În acești 4 ani. Așa că vreau, nu vreau, eu aparțin unei caste. Dar nu înseamnă implicit că eu apăr toată casa. Casta am cerut eu în repetate rânduri. Să fiu tratat nuanțat. Am apreciat poziția domnului Mihai Belteș, care a găsit singură semnarea mea 519, și s-a rezumat să posteze link-ul. Da, e poziția corectă. Că probabil l-au sezizat acum, că problema e mai nuanțată. În schimb, a mai apărut altul. Sub pseudonimul Foame în gât. Păi de unde dracu scoate pseudonimul ăsta? Ce spune el? Rog să fie lăsat în pace. E un bunicuț ce își mai aduce cu nostalgie aminte de vremurile în care purta uniformă militară. Comentariul mi-aduce aminte de o schiță a lui Caragiale. Căldură mare, mășer. Revenea o replică. Amice, ești idiot? 5 giga de informații despre mine și cu atâta ai ales tu. Cu nostalgie mi-aduc aminte? Îți reamintesc pe scurt, am plecat din armată trântind ușa. Dacă mai așteptam câteva luni, ajungeam în categoria disponibilităților și aveam o grămadă de salarii, compensatorii. Și prin ce am trecut eu, a fost jale din cauza originii mele. Nepot de moșier, care m-a marcat toată cariera asta. Cu mine începeau sarcinile și cu mine terminau sarcinile. Și am reușit să rezist.
și cu tirarea spinării dreaptă. Asta e foame în gât, greu de priceput. Dacă gândești la nivel Twitter, s-a blocat bufferul de date la 140 de caractere și n-ai mai înțeles nimic mai departe. Se ștergeau alea înainte. Însă, ce am eu acum, și de-aia am și postat însemnarea asta, să mă refer la doamna Narcisa, în calitate de soție de militar de carieră. Și mi-a spus ea, dumneavoastră, i-ați condus pe vremuri vitejește la răzbel cu ștuleții de porumb. Stimată doamnă soție și mamă, atât ai priceput la soțul tău că se făcea în campaniile agricole? Pentru mine a fost cel mai dracul teste prin care am trecut. E drept că la aceste teste am ajuns după ce am învățat 15 ani. Că aveam pe mână 50 de inși, militari în termen, care nu vreau să recoltez porumb. Și trebuia să fii mare, tare psihologic ca să-i poți domina, să-i faci să contrari voiții lor să culeagă porumb. De ce culegeau porumb? Păi de-aia culegeam și eu, tot de-aia. Și acum cu zăpada asta m-a adus aminte de un episod. Când vitejește în conducea militarii contra zăpezii. Am în garnizoana Ploiești, iarnă tot așa ca asta, și s-au înzăpezit tenurile, printre altele. Rezultatul, stop armata, vedem de treaba lor, să scăpăm de zăpadă. Și în frunta trupei am condus vitejește la Brazi, unde era un depuc foarte mare, un punct de tranzit, refer. E, vă dați seama că pe acolo cam trecea tot, și de la Brașov, și de Moldova, și ăsta înțepenise. De ce înțepenise? Era foarte modern, foarte multe magazuri, și astea erau prevăzute cu sistem de încălzire pentru iarnă. Numai că atunci când s-a instalat, ca să facă economie, n-au mai luat și sistemul de încălzire. În concluzie, nu se putea manevra. Și aici a trebuit vitejește, estimată doamnă, să mă ocup de treaba asta. Îndeteau de-n turn, că trebuie să învăț schema lor, unde e ăla care nu ascultă comanda. Mă duceam acolo cu trupa, desfundam până ajungeam în caz și după aia intervenea activitatea mea. Care e justificat și 15 ani de școală. Îmi dăduse o manivelă care semăna cu manivela la telefonul de campanie. Așa cam de mărimea asta. O băgai într-o gaură acolo și începeai să învârți. Manual. Ăsta avea un sistem de demultiplicare care încet, încet mișca și acele alea dintr-o parte într-o alta. Și când ziceai tu că e gata, pe interfon țipai la ăla de sus de-n turn, l-a încuplat. Și l-a spunea, nu s-a cuplat. Și atunci dai înapoi cât cuprinde și o luai de la cap. Și abia te anunța la gata, s-a cuplat, că i s-a prindea lui ceva acolo. Și plec la alt macaz. Uite, așa te plimbai. De cazul că era viscol. Împărțise în soldați în trei schimburi. Stăteau două schimburi la călduri și în schimb lucra. De eu ca șef, le conduceam pe toate trei. Și știu că mă uitam spre Brazi, culmea petrochimiei pe vremea aceea, că era o flacără care ardea în vârful unui turn. Și mă uitam la flacăra aia și mă gândeam, măi, ce cap trebuie să fie acolo. Cu asta mă distram. Și a fost chiar o treabă interesantă. Prima dată când m-am dus acolo, aveam pantalon de cizmă, cu cizmă, bineînțeles. Și când am sărit jos,
pleznit pantalonul, de la cizmă până sus de tot. Și atunci mi-am scos frumos fularul, l-am înfipt în cizmă, mi-am înfășurat piciorul în fular și l-am prins la curea. Arătam foarte artistic. Și odată când săpam acolo de zor, ajunsese să curățăm și linia curentă. S-a oprit un rapid accelerat care venea de la București, s-a mers spre București, cald înăuntru, civilii, neavând ce face, plictisit așteptare, deschiseră geamurile. Și se uitau cu dispreț suveran la noi, care vitejește, aruncam zăpada. Și bineînțeles, de apropo, așa discrete, ca și noastră stimată soție și mamă, despre cât de inutil suntem noi. Nu suntem buni la nimic. Mi-a sărit muștarul și atunci am ripat la soldați, gata, mergem la încălzit. Și am plecat și am lăsat acolo. Și după vreo oră ne-am întors înapoi. M-am dus la geamul ăla unde erau fetele alea drăguțe, le-am aruncat cu niște bulgări și le... Ei, fetelor, cum e cu reintilii? Mai ziceți ceva? N-am mai zis nimeni nimic. Am terminat ce aveam de făcut și am plecat în urmă. Asta a fost între frumusețile și avantajul de a-i conduce vitejește pe soldați. Alta, tot vitejește. În plus, la intrarea despre București, e un hipodrom. Depinde cum te miști, pe dreapta. La București în spate. E, asta șoseaua atunci era acoperită cu piatră cubică. Și au vrut ca să o asfalteze ca lumea. Și trebuia scoasă piatra cubică. Basculante aveau, dar nu aveau mână de lucru. Piatra cubică trebuie să o scos cu mâna. A apelat la divizie, divizia a apelat la batalion, batalionul a apelat la plutonul 4 telegraf, care în onoare eram eu comandant de pluton. Și vitejește m-am dus acolo. Nu spun că relativ rapid am făcut organizare și printre șoferii care veneau cu basculante. Ca să vină toți grupați odată, că se pute lucra. Și era foarte frumos așa și vă dați seama ce zgomot erau când se apucau 40 de ani să arunce bucăți de-alea de piară cubică în basculantă. Vitejește. Tot în Ploiești este sala sporturilor. Și lângă sala sporturilor s-a făcut un bazin. Ce este de estetică. Și aveau oameni de ajuns ca să lucreze la bazin. Și atunci partidul a apelat la divizie, divizia a apelat la batalion, batalionul a apelat la plutonul 4 pe care cu onoare îl conduceam eu. Și m-am prezentat acolo ca să ajut pe tăia de la trustul iarbă verde ca să faci dracu cu bazinul. Mă încurcau ăștia, că n-aveau chef de muncă. Și rezultatul a început să țip și la ei și la ele. Îi bag în viteză, ca pe soldații mei, recuții mei. Și au început să mă asculte. Șeful lor, care avea planul, ajunsese să venea la mine, mi-a explicat despre ce e vorba și eu țipam la ea. Și mă ascultau. Și era sâmbătă, se terminase lucru, aproape, ăștia ei mei pălaseră lopețile, trustul iarbă verde la altă strângeau tărăboanțele, când au venit trei cife de cu beton. Proastă organizare. Le-am văzut, ăsta la trustul iarbă verde, încerca să fie așa, pâș, 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 și-a înțipat la ei. Păi lăsați armata singură aici? Mai continui, stimată doamnă. Lângă Ploiești, vitejește, am salvat niște porci. Că era un combinat de ăla de porci. Inundație. A apelat la armată, armata a apelat la divizie și atunci ne-am dus vreo două companii acolo. Era excepțională ca imagine. Niște hale de la IMS, în care apa fusese până la înălțime de un metru, și acum era plină de porci morți care se urcaseră unii peste alții.
Nici de coadă nu puteai să iei, că ăsta trebuia să arăt cu zile. Și atunci cu lopețele verificam care mai mișcă Dănil și când vedeam pe unul care mișcă, îl tăram afară. Că, cum râdeam noi, bun de export. Vitejește, estimată doamnă. De ce făceam eu porcării astea? Că așa încerea țara atunci. Că n-avea nevoie de sângele meu, avea nevoie de unii care să scoată dracu porcii de acolo. Și acum am natat nevastă de ofițer, tăi de mine, nu? Aș putea vorbi pe tema asta nu știu cât. Tare curios, ce militar de carieră o fi fost toată dumneavoastră? Adică am pretenția, nu mă băgați în acest șol cu ăla Oprea, care e ministrul apărării naționale. Care face parte și el din casa asta, ofițerilor. Dar cu toată altă treabă. Da, 09 februarie 2012 a fost un PS ofițerul român, creatură a regimului comunist și m-a referit la zăpadă. A zăpadă se înțelege și doamna. Iar pentru nepotul ăla foarte în gât. Lor acolo nu mi-am păstrat nici măcar o pereche de șosete, cachi. Tot ce a fost cachi am aruncat, tocmai ca să nu mi-aduc aminte de asta. Și acum dumneavoastră spuneți că mi-aduc aminte cu nostalgie. Asta, pensia asta nesimțită care am, mi-am plătit-o leu cu leu. A, ca paranteză, ajunsesem la specialist în gărzi de onoare și trageri în județ. Și mormântări. Pe criteriul ăsta al meu de nepot de meu și el. Cum erau alea trăgerile în județ, pe PTAP-ul, parcă zicea, pregătirea tineretului pentru apărarea patriei. În mod normal, la tragere, se făcea tragere cu militari în termen, trăgeau 5 militari sau 10 militari și erau vreo 70 cu banderole, care să aibă grijă de ei. La aceste pregătiri, aveau un gradat cu tine, o ladă de cartușe, și te duceai în comuna X. Și tu stabileai acolo încotro să trage, că vorba unui moșulică, că i-am pus unii la un moment dat să tragă într-o biserică care stese și mai avea niște ziduri în picioare și am proptit țintele de alea. Și a venit un moșulică și a spus, ei, dacă turcii au dat foc la asta, rușii au dat foc la asta, bine că acum trage și voi în ea. Și trageau 100-200 de tineri. Răspunderea dracului. Astea erau tragerile în județ. În mormântări. Păi mura pe vist. S-a apelat la garnizoană, garnizoana a apelat la divizie, divizia a apelat la batalionul de transmisiuni, batalionul de transmisiuni a apelat la plutonul 4 telegraf, pe care onoare îl duceam eu. Ca să dau gardă de onoare. Că ajunsesem la cimitirul Bolobanu, mă salutau toți groparii. Domn șef, când aduceți un barosan. Mare lucru. Depuneau flori la monumente, de ziua eroilor, de ziua ăștia ruși aveau și niște monumente pe acolo. Gardă de onoare. Ajunsesem expert în protocolul ăla. Că era o figură, cum pui și mă, patrii, alături era pionier, după aia era soldatul. Eu fiind singurul care mă tot eram pe fază la treburile astea, ajunsese șef de protocol, cinste mare. Cum spuneți dumneavoastră aici? Vitejește, mă comportam vitejește. Murit un militar în termen, sau la Marea Brăilei. L-a trimis acasă să-l mormânteze. Și atunci tot cu o grupă m-am dus ca să dăm orul, să ne bată satul. Că am dat o frumusețe de băiat în armată și acum le-am trimis între patru schimburi. Că dobitocul se îmbătase și intrase cu camionul în șans de irigație era nesemnificativ. Ca reclama aia, nu e așa de simplu cum crede lumea. Ăla se referă la cărnați. Dar și aici e. Cam aceeași figură.
treburile sunt foarte nuanțate. Repet, deci sunt în 09, deci mausule, văd că mi-a mai venit un mail, să vedem dacă mai spunea, asta e unul care nu interesează. 09.02.2012 despre zăpadă cu care mă luptam vitejește. Și hrana mea tradițională. Vă pup și pe dumneavoastră stimată Narcisa, soție de militar de carieră. Mamă, dacă mi erai soția mea, ce-ți făceam? Multe soții de militar de carieră au ajuns din greșeală soții de militar de carieră. De fapt, le vânau sol. Toate bune! Ping. Postscriptum. Avantajul de a ști să folosesc un soft care permite lipituri de fișiere FLV. După ce l-am postat pe ăla, mi-am dat seama că am uitat ceva. Viața mea de familie, în calitate de aprivist, asta cu pensie nesimțită. Că a fost găsită, stimata Narcisa trebuie să știe. Astfel de campaniile de toamnă începeau în septembrie, la începutul septembrie, și s-a întâmplat și pe 15 decembrie să mai recoltăm de păpânușăm porumb. Răzbel. Da, era zăpadă, noi păpânușăm porumb. Foarte frumos. Vă dați seama ce înseamnă asta pentru o familie în care soțul dispare ca măcar un ceas în septembrie, se întoarce în decembrie. Mutări, nu mai țin minte precis, 8 sau 9 ori m-am mutat. Ajunsese niște experți la montaj și monta mobilă. Turul de forță l-am făcut când ne-am mutat la Brașov. A venit un container, le-a dus un neacutare containerul în fața blocului, era supărat până la Dumnezeu. N-aveam bani. Și atunci ne-a arătat o instrucțiune care spunea că în 4 ore vine și ia containerul. Indiferent dacă l-am golit sau nu l-am golit. Era în partul meu nord, la mama dracului, telefoane canci, ne-am întins să ajung la unitate să fac răz niște soldați și acolo erau povestea, nu mă cunoșteau aia, că abia mă înghițeau. Da, în sfârșit a fost o soluție, dar nu aveam timp. Și atunci m-am uitat la nevastă, ea s-a uitat la mine și am spus, dragă, hai să dăm jos tot, cel puțin în container. Și am dat jos tot în container, nu mă țin mie câte tone erau acolo, că îl cântăriseră containerul ăsta. Când am terminat, ne-am uitat unul la altul, ne-am aprins câte o țigare și pe aia am spus, dragă nevastă, hai să urcăm în apartament. Și am mutat tonele la două, tonele de mobilă în apartament și am reușit să închidem și ușa după noi. Merita văzută cum arăta nevastă mea cu frigiderul în spate. Că la mine în casă soția dicta. Și a spus că nu poate ține frigiderul în spatele frigiderului, preferă să-l ia în spate și să-l țin partea din spate. Nu mai țin minte, etajul 2 sau 3. Interesant, doamnă. Fetele, grădiniță, școală, s-au obișnuit cu foarte multe tovară și învățătoare. În fiecare an se mutau la altă școală. Sigur, nu? Normal, nu?
Ca să nu mai zic particularități, că m-am mutat la Brașov, un an de zile am stat la Brașov, părinții ăsta, soția și fetele, stăteau la Ploiești. De până un an de zile foarte greu mi-au dat un apartament ăsta în Bartolomeu Nord. Și am reușit ca să-mi aduc familia la Brașov. Toate bune și frumoase vreo lună de zile, până m-au trimis pe mine pentru 6 luni în curs de comandant de batalioane la București. Deci acum familia era la Brașov, eu eram la București, ca în tenis. Bașcă în cariera asta mea s-au adunat vreo 3 ani de cursuri post-universitare, că și aici era o porcărie, că dacă erau, nu mai țin minte, sub o zi sau două mai puțin de câteva luni, dar nu mai știu precis cât, nu-l considera curs post-universitar. Îl băga la și altele. De fiecare dată ia străbuțele și roi acolo. Da, da, pe sine simțită. Vina mea este când am atacat Rusia, cum vrea președintele Băsescu, că atunci mă puteam evidenția. Așa mai cu prostiile astea. Știu câte mizerii sunt în armată. Dau exemplu numai un coleg de-al meu. Eu eram pe funcție locotenent-colonel, toată ziua aveam de alergat, răspundeam de sistemul de transmisiune în unitate care se toseca, ca să nu zic că dușmanii mei personali erau boii lui Buga. Buga era șeful serviciului de alimente și avea și 4 boi, chiar cu 4 picioare, care aveau un colț al lor. Și un soldat care avea grijă de boi aia. Soldatul se îmbăta, uita poarta deschisă, boii plecau și aia dracu plecau cu cablurile mele. De Buga nu puteam să mă iau, fiindcă era la serviciu alimente. De ce? Păi la un moment dat mă depăseam pe poteca Santinelei, pe un post de Santinela, cu un derulator, cărcă, telefon, geantă de scule, că se directase circuitul. Și nu mai aveam nici gradari, nici soldați. Trebuie să arăt eu practic vitejește. Și mă întâlnesc pe drum cu șeful serviciului de echipament, care avea în cârcă un cerceaf plin cu rufe murdare, care le ducea la spălătorie. Și apropiindu-mă de el, zic, băi, cum dracu să face alimente, scoate Buga capul afară și urlă, 2 coloneli și 1 colonel la mine, țup, țup, să prezintă trinși. Tu te ocupi de aia, tu te ocupi de aia. Am înțeles să trăiți. Și uite, eu care astea, tu care izmenele, el poate așa. Zice, dacă oamenii ar fi moli, ce valoros aș fi eu. Interesant, doamne, nu? Foarte nuanțată viața în Kaki. Unii au dus-o extrem de bine. Mă refer la toți activiști PCR. Că nimeni nu-i deranjează acum, care au pensii și mai mari ca mine, care au fost un fel de cancer al armatei, abonați la salarii de merit, prime cât cuprinde, și sunt convins că toți în 80 nu aveau foarte bine la notare. Corect, nu? În mod normal, după 89, ar trebui să le reanalizeze notările. Că treaba asta era ca să ne doctrineze la așa în natură să luptăm contra dușmanului. Și rezultatul, toată armata a făcut la stânga împreună și am plecat să pupăm cu capiștii. Deci și ăștia mai au foarte bine la notare. Trecut la nesatisfăcător, ne îndeplinea atribuțiile funcționale. Atât au reușit să ne ducem. De eu sunt foarte bine. Sau și alte funcții. Am un coleg, cred că mai trăiește, apropo de trăit. Sunt promoție 67. Am aflat că la ora actuală, în 2011 s-a întâmplat aia, probabil să fie schimbat datele problemei acum, mai mult de jumătate din absolvenți au murit. De pensia asta ne simțim. Probabil ne bagă ceva în pensie. Ca să vă dea numai asta o satisfacție. E, și colegul ăsta, eram pe funcție de locotenent în colonel, era pe funcție de colonel, plin. De salariu mai mare, era încadrat lector.
Trebuia să țin ore. Numai că apare, în afară de orele astea, mai avea și alte activități. Marțea să fie prezent la prelucrări de ordine, o dată pe lună era pregătirea aia politico-ideologică, mai făceam un serviciu sau două pe lună la comitetele garnizoanei și lector ca bază. A, și pe 24 să ia salariu. Dacă nu luai, și eveniment deosebit. Dar el avea o particularitate însă. În ultimii 4 nu mai ținuse nicio oră. Că nu erau prevăzute. Păi ăsta a dus-o bine în armată. Deci ăsta, dacă făcea la două servicii pe lună, partea la prelucrări de ordine, activitatea aia politico-ideologică, lua salariul pe 24, n-avea treabă. Păi, mă compara cu ăla? În concluzie, doamnă și domnilor, am zis că am făcut vreo 3 ani cursuri post-universitare, unul a fost de psihologie didactică. Nu știu cât mi-a folosit ăla. Dar am priceput niște lucruri acolo, în limbajul ăla lor tipic. Voi ăștia din Gerulie, sau cum dracu vă ziceați, îmi creați un complex afectiv cognitiv motivațional care nu-mi permite să mă focusez. Căutați în text. Țin concluzia. Vă pup.